Cum va desi, nu m-a călăuzit în această direcție, dar știu cu siguranță că nu aș fi ajuns aici dacă nu aș fi avut pe dumneavoastră alături de mine. Tot de la dumneavoastră am și curajul de a porni înainte și de a-mi asuma o luptă politică și o provocare administrativă. Cei care mă cunosc și care au lucrat cu mine și m-au văzut concentrat în provocările pe care le-am întâlnit până acum, știu că sunt un om care nu poate să lase lucrurile neterminate. Candidatura mea la funcția de primar este un mandat și o încredere din partea partidului din care fac parte și din partea membrilor săi. Dar atunci când îți dă deoparte ceea ce îți oferă partidul, ești dator un moment de reflecție asupra destinului tău personal și asupra răspunderii pe care urmează să o ai. Să gestionezi zi de zi, oră de oră, minut de minut, destinul la 9.000 de oameni, nu este o glumă. Și cei care nu pricep acest fapt nu merită nici măcar să candideze. Ce să mai discutăm de pretenția de a fi votat? Mi-am pus toate întrebările necesare și am luat o decizie importantă pentru mine. Și la fel de importantă și pentru dumneavoastră. Candidatura mea vi se datorează și dacă nu aș fi convins că voi avea alături, nu aș fi decis să candidez. Și sper ca locuitorii Comunei Vocea să vadă dedicația cu care ne vom pune în slujba lor și să știe chiar din primele clipe că interesul lor primează în orice situație. După 4 ani în care Comuna Vocea a fost condusă de oameni politici de dreapta, noi, Partidul Social Democrat, Organizația Vocea, spunem că este nevoie de o administrație social-democrată care să fie în slujba comunității și nu în slujba anumitor persoane. Cetățenii din Comuna Vocea au nevoie de un primar care să îngrijească de nevoile lor, care să poată manageria corespunzător primăria. Au nevoie de un gospodar implicat alături de oameni și printre ei. Cei care cred că pot conduce soarta oamenilor fără să le știe problemele, fie ca măcar să fie prezenți la serviciu, se înșală. Noi pornim o luptă, nu pornim o luptă cu nimeni. Pentru simplu fapt că reprezentanții PNL Călăraș au dovedit în ultimii ani cât de mult interesează ce se petrece în Comuna Vocea. Ce pornim noi prin desemnarea mea de candidat la primăria Comunei Vocea este o campanie de conștientizare a drepturilor pe care le au cetățenii acestei comuni. Este inadmisibil ca demnitatea de primar să fie una destinată privilegiilor personale și amenințărilor. Cetățenii sunt cei mai îndreptățiți să ia măsuri în privința celor care îi conduc și este datoria mea să îi susțin în acest demers. Vă mulțumesc pentru încredere și vă aștept alături de mine pentru a produce schimbarea pe care ne dorim cu toții. Mulțumim candidatului și acum rectific a nu a fost progresat, a fost progresat de partea mea, domnul Din Crinel, tot timpul nu știu care să-l pun înainte, dar sper ca dumneavoastră în duminica alegerilor să știți pe cine să puneți înaintea urbei. Și sunt convins că Din Crinel din 5 iunie o să fie primarul localității dumneavoastră și o să aveți în aceeași măsură grijă de toate cele 3 buletine care vor fi puse în joc în duminica alegerilor. Adică avem nevoie de primar Din Crinel, avem nevoie și dânsul are nevoie de un consiliu local ca să poată să-și ducă la îndeplinire măsurile pe care și le propune în această campanie, dar are nevoie în aceeași măsură și de Consiliul Județean și dumneavoastră trebuie să aveți grijă și de lista Consiliului Județean, pentru că dacă Din Crinel este primar, fără ajutor de la Consiliul Județean, o să-i fie mai greu să ducă la îndeplinire măsurile pe care și le propun. Acum dau cuvântul doamnei. Mă scuzați, am Crinel din Borcea. Și felul acesta a spus și numele.
Doamnelor și domnilor, domnilor profesori, vă mulțumesc că sunteți aici prezenți la această întâlnire și mulțumesc și celor care m-au invitat. Mă onorează întâlnirea cu dumneavoastră. Dascăl fiind, am fost învățată toată viața să lucrez cu oamenii. Ori ce facem noi astăzi nu este decât o relaționare cu oamenii, să vorbim cu oamenii, să le spunem ce vrem să facem și de ce susținem candidații Partidului Social Democrat. Eu cred că, în primul rând, dumneavoastră trăiți într-o localitate minunată de frumoasă. Iar eu, personal, puteți să vă puneți întrebarea ce am cu județul Călăraș. Și eu m-am născut într-un județ dunărean, la Megădinți, acolo unde Dunărea intră în țară. La urmare vine întâi pe la noi și formă ajunge la dumneavoastră și de aceea cred că îmi sunt foarte, mi-e dragă toată țara, dar cred că județele de pe malul Dunării au un specific aparte. Iubesc toată țara și iubesc și Dunărea, această apă minunată care ne-a dat atâtea bucurii și care se încadrează în darul pe care l-a dat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o țară minunată și cu munți și cu ape și cu câmpii și cu mare, cu de toate. Puține țări pot să vorbească despre atâtea frumuseți câte are România și despre atâtea bogății, fără îndoială. Trebuie să ne uităm la toate. Cândva unul dintre mitropoliții acestei țări, Ioan Sălăjan, fost arhiepiscop în Covasna și Harghita, ne-a relatat o pildă. Spunea în Alta Sfinția sa că Dumnezeu și Sfântul Petru împărțeau țările la oameni. Și când au ajuns la români, se terminaseră țările de împărțit. Și atunci Sfântul Petru îi spune lui Dumnezeu, Doamne, ce ai cu neamul acesta? De ce nu le-ai oprit și lor o bucată de țară? Și Dumnezeu se întoarce către Sfântul Petru și îi spune, Sfinte Petre, nu fi îngrijorat, le dăm țara pe care am oprit-o pentru noi. Și cred că, într-adevăr, ne-a dat o țară absolut minunată și de aceea cred că noi oamenii, oricărei generații trăitoare pe suprafața acestei țări, avem obligația față de țara aceasta. Avem obligația să o păstrăm întreagă, avem obligația să o păstrăm unită, avem obligația, fiecare dintre noi, să lăsăm ceva în urma noastră. Să lăsăm nu numai ură și relații de aversiune între oameni, avem obligația să adunăm oamenii, să lucrăm împreună, să depunem eforturile noastre în comun și să facem mai multe lucruri după ce plecăm de pe acest pământ, lumea să spună, da, iată, au făcut lucruri care au rămas în urma lor, pentru că, nu, iarăși mi-aduc aminte de o apreciere, de data aceasta, a regelui Mihai, apreciere pe care a făcut-o în Parlamentul României în 2011, majestatea sa așa spunea așa, țara aceasta n-am primit o moștenire de la părinții noștri, am luat-o cu împrumutul de la copiii noștri. De aceea cred că avea foarte multă dreptate și noi trebuie să ne uităm la ce facem în orice moment al existenței noastre pe pământ. Suntem într-o perioadă care poate, din cauza alegerilor, creează poate mai multă agitație decât în mod obișnuit, dar este un moment în care trebuie să ne uităm, să judecăm pe fiecare cu dreaptă măsură. Eu cred și încerc să vă convinc și pe dumneavoastră că România nu poate să fie condusă de dreapta. România trebuie să fie condusă de stânga, pentru că partidele de stânga, oamenii care au această structură de stânga, se uită cu atenție la nevoile oamenilor și încearcă să facă mai mult pentru ei. A plecat guvernul Ponta spre supărarea noastră de la guvernare. Și a lăsat în misteria țării 14 miliarde de euro. Și sigur că stăm să ne întrebăm ce se întâmplă, unde s-au dus acești bani în 6 luni de zile. Au venit așa numiții tehnocrați, eu cred că mai degrabă am putea să-i numim nepricepuți în guvernarea țării, ca să fiu blândă și să mă păstrez în canoanele academice, au venit ei aduși de cei pe care televiziunile îi numesc tinerii frumoși și liberi. M-aș fi așteptat ca, în primul rând, a
aceste resurse să se ducă spre generația tânără. Să vedem că generația tânără este încurajată cu locuri de muncă, este încurajată cu proiecte din fonduri europene care să ducă țara asta, să o ridice în continuare, să meargă țara în dezvoltare, să nu uităm că la momentul plecării guvernului Ponta, instituții internaționale au fost obligate să modifice rata de creștere economică a României de la 3,7 la 4,3. Este ceea ce au prezis cei din afară, uitându-se la modul în care au fost gândite și legislativ, dar și proiectele de dezvoltare a acestei țări. Ce constatăm noi după 7 luni de zile aproape? Păi constatăm că niciun leu din fondurile europene nu au intrat în economia românească. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că cei tineri, studenții mei, în loc să fi primit burse în acești ani, nu le primesc pentru că proiectele europene n-au pornit și n-avem de unde să le dăm. Înseamnă că n-au pornit nici celelalte proiecte care aduceau dezvoltare României. Și atunci mă întreb, ce am făcut noi cu schimbarea aceasta de guvern? Am adus un plus României? Constatăm noi că în cele 6 luni de zile România a avut un milimetru de creștere economică. Nu, se discută acum în instituțiile internaționale să se revină, să reevalueze raportul de creștere și să coboare mai jos creșterea economică. De aceea eu cred că nu este suficient să vrei să ai guvernul tău, este foarte important să aduci oamenii pricepuți să guverneze această țară. Este extraordinar de important. Nu poți pe cineva să le iei din neam, fie el și funcționar la Comisia Europeană, și să-l pui să gestioneze Ministerul de Finanțe și apoi să facă declarațiile pe care le-ați auzit și care cu certitudine nu v-au plăcut. Adică cum este posibil ca tu și acum și la Comisia Europeană să ai salariul, veniturile pe care le ai și să spui românilor că poate să muncească și fără bani? Ok, dar din ce să trăiască? Cât îți pasă de oameni atunci când faci o asemenea declarație? Și sigur, șirul exemplelor ar putea să continue foarte mult, cu foarte multe din domeniile pe care le gestionam. În ziua de Paște am fost la Turnul Severin, acolo unde mi-a rămas partea care a rămas din familia mea. Și pentru că directorul de la uzina de apă grea a aflat că sunt acolo, mi-a telefonat să se întâlnească cu mine. Și am stat 3 ore în uzina de apă grea de la Turnul Severin. Și am plecat bolnavă, vă mărturisesc sincer, de acolo. Vor să închidă uzina și vor să o taie și să se ducă în China. Să o vândă în China. Acolo tot ce este pe o suprafață de 40 de hectare nu este altceva decât averea românilor. Este creația minții românilor. Sunt soluții care n-au mai fost nicăieri în altă lume aplicată, în altă parte a lumii. Nu cred că o cumpără China, care e o mare putere, dacă n-ar avea valoare ce mai este acolo. De ce trebuie să închidem? De ce trebuie să închidem complexul energetic Oltenia, unde sunt 15.000 de oameni? De ce trebuie să închidem complexul energetic Hunedoara, unde mai sunt 7.000 de oameni? Dovedește acest guvern că închizând aceste întreprinderi le pasă de miile de oameni care pleacă să duc în șomaj? Nu. Și de aceea cred că este și obligația mea ca dascăl, ca om care îmi pasă de ce se întâmplă cu generațiile de studenți pe care încerc să le învăț o meserie, este și datoria mea să spun că este important să aducem oameni pricepuți să gestioneze problemele comunii și apoi problemele țării. De aceea alegerile locale sunt extraordinar de importante. Sunt extraordinar de importante pentru că ele trebuie să aducă în fața dumneavoastră oameni cărora să le pese de dumneavoastră și de problemele dumneavoastră. Oameni care să aibă deschiderea spre dialog, să vă asculte. Săptămâna trecută eram într-o emisiune cu candidatul de la primăria sectorului 6, unde eu am domiciliu. Și încercam să vorbesc cu el, să-i explic ceva, să-i explic că greșește și nu mă lăsa să vorbesc.
Ceea ce îi spuneam, domnule candidat la primăria sectorului 6, cum vreți dumneavoastră să mă convingeți pe mine să vă dau votul când dumneavoastră n-aveți răbdarea să mă ascultați măcar pe mine, dar pe oamenii din sector care au problemele lor, unul din sectoarele mari ale Bucureștiului. De aceea eu cred că este potrivit să stăm strâmb și să judecăm drept și să aducem în fruntea primăriilor oameni care apoi să fie susținuți de un guvern al Partidului Social Democrat și să lase în urma lor proiectele de care dumneavoastră aveți nevoie. Venind încoace, am întrebat cum sunt școlile din comuna Borcea, având în vedere că este o comună cu 9.000 de locuitori, adică o comună extraordinar de mare, o comună care are un potențial. Mă uit în sală și văd foarte mulți oameni tineri și pot să-mi imaginez că aveți copii pe care vreți să-i dați în școală. Într-o școală unde să fie aerul sănătos și ei să învețe și dumneavoastră să vă bucurați de realizările lor. Am aflat că școlile sunt nereparate. Este inadmisibil. Este datoria primarului. Primarul de aici trebuie să așeze pe primul loc problemele educației. Acolo sunt copiii noștri. Acolo avem tot ce este mai valoros. Și țara am luat-o cu împrumut de la ei, spunea regele Mihai. Și cred că trebuie să ținem seama de câtă greutate are această apreciere. De aceea, domnule viitor primar, vă rog ca între prioritățile dumneavoastră, pe primul loc să treceți școlile din comuna Borcea. Eu cred că și dumneavoastră, ca părinte, dar ca prim gospodar al acestei comune, trebuie să vă uitați cu ochii larg deschiși spre școli și spre profesori. Pentru că o școală fără profesori și fără elevi nu are sensul și nu există. De aceea, relația pe care dumneavoastră, ca primar, o veți realiza cu profesorii acestei școli, trebuie să fie o relație nu unui superior și altul este inferior, trebuie să fie o permanentă relație de comunicare ca dumneavoastră cu resursele pe care le are primăria să veniți în întâmpinarea școlii, să construiți acolo proiectele de care școala are nevoie. Aveți un liceu tehnologic. Eu cred că liceul trebuie adaptat nevoilor pe care le are zona aceasta dăruită de Dumnezeu cu atât de multe avuții. Avem obligația să facem acest lucru și mă bucur că este aici inspectorul care răspunde de liceele tehnologice și care în parteneriat cu primăria și cu celelalte primării să încerce să găsească cele mai potrivite programe în așa fel încât să se realizeze locuri de muncă. Asta așteaptă generația tânără de la noi. Să nu mai plece din țară. Să rămână aici, lângă, acolo unde sunt, au trecut la cele veșnice și se află moșii și strămoșii noștri, acolo unde le sunt părinții, acolo unde le este țara. Pentru că nicăieri nu este acasă decât acolo, în țara în care te-ai născut. Am văzut că ați pus o mulțime de proiecte în programul dumneavoastră și acest lucru vă face cinste pentru că înseamnă că știți care sunt nevoile comunei și v-ați angajat în felul acesta în fața oamenilor cu aceste proiecte. Sigur că eu cred că și căminul cultural, pentru că el ar trebui să fie generatorul de cultură către comunitatea locală, locul în care să fie o bibliotecă, locul în care să se ducă deopotrivă și tinerii și copiii și mai puțin tinerii, dar locul în care comunitatea să-și poată organiza evenimente. Pentru că, până la urmă, așa este viața. Făcută din evenimente. Multe vesele, unele mai triste, dar trebuie să putem să ne întâlnim acolo unde este un loc special destinat, în așa fel încât să ne putem asculta unii pe alții. Venind încoace, am aflat că trebuia să aibă loc întâlnirea în altă locație și că actualul primar a interzis celui de acolo. Domnule primar, niciodată să nu procedați așa. Oamenii trebuie să poată fi, să le fie foarte clar pe cine votează. Cine are disponibilitatea de a dialoga cu el. Nu cred că bătând cu pumnul în masă și spunând aici nu, poți să fii un primar bun pentru comunitatea ta. Trebuie să lași oamenii să decidă ei, în cunoștință de cauză.
De aceea eu am venit aici în fața dumneavoastră să vă cunosc, să vă spun că am fost de foarte multe ori în județul Călăraș. Am văzut oameni extrem de determinați. Mi-aduc aminte de perioada în care în zona, cred că de sud a orașului, sunt câteva comune cu multe comunități de romi. Eu cred că avem obligația față de acele comunități, ca din aceste fonduri structurale, unde resursele pentru destinate integrării romilor sunt importante, să dezvoltăm niște proiecte, în așa fel și copiii aceia să se integreze în societate și să nu mărim numărul răufăcătorilor sau acelor care pleacă peste graniță și să încercăm să-i ținem în localități prin educație. Asta este șansa oricărui copil care ajunge adult și care crește în cariera lui profesională și își dezvoltă o familie fără de care nu cred că orice om poate să se simtă confortabil pe acest pământ. Dacă mă lăsați, eu sigur că sunt în stare să vă vorbesc până de seară, dar n-am să fac. Am să vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat și vă invit cu tot, din tot sufletul să îl votați pe candidatul nostru, pe domnul Crinel din Borcea. Și să fiți siguri că dacă nu va face ce scrie aici, drumul până la dumneavoastră l-am învățat. Deci din când în când o să vă invităm să tragem o linie, cum ne învăța Marin Sorescu, și să adunăm. Să vedem, după un an, ce a adunat primarul? Câte din proiectele pe care le-a zis? După 2 ani și așa mai departe, și sunt convinsă că va face ceea ce a scris aici, că dacă nu, oricum nu are cu noi altă șansă. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să fiți sănătoși. Să vă bucurați de ceea ce faceți și mergeți să-l votați pe domnul Crinel din Borța, ca primar al localității dumneavoastră. Mulțumesc tot! Mulțumim, doamne ministru, pentru cuvintele și încurajările de care sunt convins că avem nevoie și o să ne folosească și în campanie, dar și după aia o să ținem cont și o să ținem și legătura și cu viitorul primar, dar și cu Consiliul Județean, ca să putem să ducem la deplinire programul pe care îl propunem în localitatea noastră și, în general, în tot județul, pentru că, peste tot, sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut. Acum dau cuvântul domnului. Da, știți, să mă gândesc, urmează să poate ați avut o premoniție. Crin Antonescu a fost președintele României. Da, perioadă o perioadă, da. Să dea Dumnezeu. O ocazie de la convinși că pe 5 iunie o să fim, mă repet, o să fim câștigători și în comuna dumneavoastră. De altfel, vreau să vă spun așa că din analiza făcută și din sondaje, dar și din campania pe care am făcut-o până la momentul ăsta, feedback-ul este foarte, foarte bun și noi suntem, și suntem optimiști și convinși că o să câștigăm și o să facem majoritate în Consiliul Județean. Acum dau cuvântul domnului George Chiriță, coordonatorul meu al colegiu, să vă adreseze ceva cu mine. Bună ziua, domnul președintelor, doamnă. E foarte greu să vorbesc acum după ce a vorbit doamna ministru și chiar nu mai găsesc cuvintele. De aceea o să încerc să fiu punctual. Pe 5 iunie, pentru dumneavoastră și pentru noi toți, o să fie un mare examen. Pot să numesc la Comuna Borcea un examen de maturitate. De 12 ani, noi n-am mai avut primar în această localitate. Cu toate că, de drept, această localitate era roșie și era de stânga. Din diferite motive. Nu le mai număr pe toate. Unele greșeli le-am făcut și noi de la centru, altele au fost făcute de aici. Dar până acum niciodată n-am avut un candidat, și spun până acum de la Revoluție încoace, de calibrul domnului Crinel, și n-am avut așa o echipă de consilie bună și cu oameni din toate domeniile. Am încercat, doamna ministru a zis bine, am încercat să facem în căminul cultural această... Acolo era imposibil, căminul cultural cade. Și de aici încolo pot să vă dau 1000 de exemple de ce aș vrea să îl aleg pe domnul Crinel și să nu aleg celălalt contracandidat, în cazul în care aș fi locuitor al comunei. Dacă luați platforma
actualului primar, pe care a avut-o acum 4 ani, nimic din ce s-a scris acolo nu s-a realizat. Vă aduc aminte de fabrica de bere. Vă aduc aminte de 2500 de locuri de muncă. Vă aduc aminte de fabrica de curcani. Așa a spus domnul primar, că face fabrică de curcani. Ce fel de curcani vrea să fac el? Probabil de buș. Sau din ceramică, la Cosmina. Și mult mai multe. Pot să vă dau un exemplu acum, clar. În ultima lună toarnă șosele, toarnă trotuare, toarnă ce toarnă. Dar a pus boii în urma carului. El nu face canalizare. El nu face șanțuri de scurgere a apei. Aici stați într-o vale. Într-o, nu știu, aveți așa, terenul un pic accidentat. Ca să spun mai multe, sunt multe de spus. Promisiunea a făcut multe. Deci am încredere în domnul Crinel. Domnul Crinel, după cum bine știți, în ultimii 8 ani, dacă nu greșesc, 12. Sau 12, a fost secretarul unei primării din Iaunița, apropiat de dumneavoastră. A accesat acolo, dumneavoastră a fost un pic modest și vrea să spună, pe fonduri europene, foarte mulți bani. A făcut din, cu echipa care a avut acolo, nu dumneavoastră singur, din comuna aia, o comună etalon a județului Iaunița. De ce să nu facă această comună etalon pentru județul Călăraș? Vorbeam de echipa dumneavoastră de campanie și cred că s-a făcut o mică nedreptate până acum. Și aș vrea să-i citesc, să îi vedeți și dumneavoastră. Domnul Ghițănicu. Doamna Dițu Monica, președinta organizației PSD. Unul dintre liderii cei mai vechi ai PSD-ului, de la nivel de județ, domnul Voicu Lilică. Doamna Luștea Margareta. Domnul Rădulescu Didi, un reprezentant al statului Pietrului. Domnul Diaconescu Virgil. Doamna Costache Carmen. Doamna Gaia Gabriela Liliana. Doamna Panaim Ioara. Doamna Potosbir Vasilica. Doamna Lucia Pismiș. Doamna Cocoru Georgeta. Domnul Stan Ionuț. Domnul Ican Valentin. Doamna Ene Lenuța. Doamna Nicolescu Iuliana. Domnul Marinache Ștefanian. Domnul Ivan Melu. Ca să mai repart o reamă dreptate, de lângă noi avem pe domnul director Meseșanu Răzvan de la Călăraș. Întotdeauna ne-a ajutat. Și acum să vă spun un cuvânt așa, de terminare. Examenul care v-am spus că l-avem de dat, trebuie să-l luăm. Fraților, dacă nu schimbăm culoarea, o să trăiți cum ați trăit până acum și o să avem aceleași discuții pe care am avut până acum. Deci, primar din Crinel. Mulțumesc! Le-am realizat acolo unde am lucrat în ultimii 12 ani. Ele vin în sprijinul locuitorilor acestei comune. În primul rând, relația învățământului, a asistenței sociale, a îngrijirilor bătrânilor la domiciliu. Poate că dumneavoastră ați citit acel pian pe care eu l-am realizat și l-am distribuit în localitate. Sper să trec bine examenul,
Nu există reexaminare. Să trec prin examen în fața doamnei ministru când voi fi scos la, la tablă. Și vreau să mulțumesc tuturor pentru sprijin, pentru prezență și să sperăm că pe 5 iunie vom fi învingători. Nu mai lucrăm cu tablă. Doamne ajută și vă doresc multă sănătate și vă aștept pe data de 5 iunie la secțiile de vot. Mulțumesc!